Vom rezolva următoarea problemă de clasa 8-a de algebră. Fie funcția f definită pe r cu valori în r, dată de legea f de x este egal cu 3x minus 2. Aflați area triunghiului determinat de graficul funcției și axele de coordonate. Despre ce triunghi poate fi vorba în această problemă? Păi, în primul rând, să vedem sistemul de axe de coordonate, sistemul de axe x sau y. Și dacă ne uităm la legea funcției, observăm că avem de-a face cu o funcție de gradul 1, cu o funcție liniară, de forma ax plus b. Iar după cum știm, graficul unei astfel de funcții este o dreaptă, segment sau semidreaptă sau o mulțime finită de puncte, funcție de domeniu de definiție, dar domeniul nostru fiind R, graficul va fi o dreaptă, cum am exemplificat aici, sau, în cazul în care funcția este crescătoare, un acest al doilea exemplu. În ambele din aceste cazuri, odată ce graficul funcției intersectează axele OX și OY, se formează un triunghi. Acesta este triunghiul format de graficul funcției cu axele de coordonate, un triunghi dreptunghic. Dar să vedem și în cazul funcției date, f de x este egal cu 3x minus 2. Deoarece și graficul acestei funcții este tot o dreaptă, sunt suficiente două puncte de pe grafic pentru a putea trasa graficul. Și vom alege, deoarece domeniul ne permite, domeniul este R, putem alege orice număr real. Să alegem atunci, pentru început, f de 1. Deci dacă x-ul nostru este 1, avem atunci 3 ori 1 minus 2, care este egal cu 3 minus 2, este egal cu 1. Rezultă că punctul de coordonate 1 și 1 aparține graficului funcției. 1 este x-ul de la care am pornit și 1 este y-ul pe care l-am obținut calculând f de 1. Alegem o a doua valoare, f de minus 1, să zicem, este egal cu 3 ori minus 1, minus 2, care este minus 3 minus 2, adică minus 5. Am rulat f de minus 1, am obținut minus 5, deci rezultă punctul de coordonate minus 1 și minus 5 aparține graficului funcției. Ne reprezentăm cele două puncte în sistemul de coordonate. Pentru început, punctul de coordonate 1 și 1, 1 și 1, iată-l aici, și cel de-al doilea de coordonate minus 1 și minus 5, a fost nevoie să prelungim puțin, așa, cele două puncte de coordonate 1 și 1, respectiv minus 1, minus 5. Deoarece, după cum am spus, graficul este o dreaptă, atunci va fi dreapta care trece prin cele două puncte. Iată, deci, graficul funcției f. Căutăm să vedem unde este triunghiul determinat de graficul funcției și axele de coordonate și iată-l aici și îl putem evidenția și îl evidențiem cu acest roz, triunghiul format de graficul funcției și axele OY și OY. Cum de ce avem nevoie pentru a determina area triunghiului? Triunghiul, după cum știm, pentru că axele sunt perpendiculare, este un triunghi dreptunghic. Dacă vorbim despre un triunghi dreptunghic, știm că area unui triunghi dreptunghic este catetă ori catetă supra 2. Motiv pentru care, dacă vrem să aflăm area triunghiului, ne trebuiesc lungimile catetelor. Pentru a afla lungimile catetelor, haideți înainte să notăm cele două puncte de intersecție cu axele. Primul îl vom nota A și cel de-al doilea B. Acum, cine este A? A este intersecția dintre graficul funcției, după cum am spus, și axa OX. În timp ce B este intersecția dintre graficul funcției și axa OY. Astfel, dacă vrem să aflăm lungimile catetelor, ne trebuiesc coordonatele lui A și respectiv B. Deci ne trebuiesc cele două intersecții cu axele. Motiv pentru care ne apucăm să le aflăm. Deci, pentru început, aflăm GDF intersectat cu OX. După cum știm, punctele care se află pe axa OX, pe abscisă, au ordonata egală cu 0. Deci Y-ul este egal cu 0.
Pornim deci de la faptul că GDF intersecta cu OX implică Y egal cu 0. Folosim atunci ceea ce cunoaștem, faptul că F de X este egal cu Y. Iar atunci, dacă Y-ul nostru este 0, ne conduce la F de X este egal cu 0. F de X înseamnă 3X minus 2, deci 3X minus 2 este egal cu 0, ceea ce înseamnă că 3X este egal cu 2, de unde ne rezultă că X este 2 pe 3. Avem deci, dacă Y-ul este 0, X este 2 pe 3, deci rezultă punctul de coordonate 2 pe 3 și 0, că aparține graficului funcției, de fapt că este întocmai graficul funcției intersectat cu OX. Avem deci coordonatele punctului A, ceea ce ne spune că aici avem 2 pe 3 pe abscisă. Mergem mai departe. GDF intersectat cu OY. GDF intersectat cu OY ne va da un punct cum este punctul B, ne va da întocmai punctul B, care are abscisa 0 și ordonata nenulă. Deci, în acest caz, dacă intersectează axul OY, X-ul este 0. Și în aceeași relație f de x egal cu y, dacă x-ul este 0, avem f de 0 este egal cu y. De unde ne rezultă că 3 ori 0 minus 2, deoarece f de 0 înseamnă 3 ori 0 minus 2, este egal cu y, deci minus 2 este egal cu y, sau cu alte cuvinte, y este egal cu minus 2. Și obținem astfel punctul de coordonate 0 și minus 2, ceea ce vedeam oricum de pe desen, faptul că ordonata lui B este minus 2. Astfel, am determinat intersecțiile cu axele. Din moment ce am determinat intersecțiile cu axele, abscisa lui A fiind 2 pe 3, înseamnă că de la 0 până la 2 pe 3, lungimea segmentului OA este de 2 pe 3. OB, deoarece ordonata lui B este minus 2, va avea lungimea de 2. Nu există lungime negativă. Minus 2 pur și simplu înseamnă că avem tot două unități, dar nu în sensul de creștere. Ceea ce înseamnă că area triunghiului AOB va fi catetă ori catetă supra 2, adică 2 ori 2 pe 3, totul supra 2. 2 cu 2 putem simplifica, este egal cu 2 pe 3. Desigur, acest lucru pe care noi l-am explicat aici foarte în detaliu, unii dintre voi poate l-au învățat și folosind tabelul. Desigur, este important să știți de ce notați cu 0 ori x-ul respectiv y-ul și aici avem explicația întreagă. Dar să vedem o variantă totuși prescurtată a acestei rezolvări. Pornind de la același sistem de axe x-o-y, doar că atunci când ne reprezentăm grafic funcția, o facem prin tăieturi, adică căutăm exact punctele de intersecție cu cele două axe. Și acest lucru se poate face foarte simplu cu ajutorul unui tabel, în care ne dăm valorile pentru x și pentru y, care este de fapt f de x. Folosim același lucru, faptul că f de x este egal cu y. Dacă noi căutăm punctul de intersecție cu axa OY, atunci X-ul este 0. Dacă ne căutăm punctul de intersecție cu axa OX, atunci Y-ul este 0. Și rămâne doar să completăm aceste două spații. Deci începem atunci cu prima parte în care X-ul este 0, de unde ne rezultă că 3 ori 0 minus 2 ne va fi egal cu Y sau cu f de X. Deci rezultă că y este egal cu minus 2. Deci când am înlocuit pe x cu 0 am obținut minus 2, iar acesta este y-ul. Dacă în cea de-a doua parte y-ul este 0, atunci ne rezultă că 3x minus 2 este egal cu f de x, adică cu y este egal cu 0, de unde rezultă că 3x este egal cu 2, de unde rezultă că x este egal cu 2 pe 3. Și am obținut și valoarea pentru x. În acest mod, folosind tabelul, am obținut cele două puncte de intersecție ale graficului funcției cu axele de coordonate. Firește, ceea ce urmează de acolo este asemănător.
Ne luăm pentru început punctul de coordonate 0 și minus 2. 0 și minus 2. Aici este primul. L-am notat anterior cu B, de coordonate 0, minus 2. Și apoi, deoarece aici avem unitate, iar 2 pe 3 este 0,6, în perioadă, aici vom avea punctul A, de coordonate 2 pe 3 și 0. Prin cele două puncte trece o singură dreaptă, respectiv graficul funcției f, și acesta este realizat prin tăieturi. Este mult mai eficientă varianta asta, deoarece odată ce am reprezentat astfel grafic funcția, putem lucra apoi probleme diverse de geometrie ce ne sunt date relativ la graficul funcției și cele două axe de coordonate. Mult succes în continuare!